obișnuită cu casa plină, chiar îmi cade greu. Aici e acasă, că de fapt de asta și eu m-am întors la 16 ani, că simțeam, nu știu, simțeam chestia că sunt acasă. În trecut nu era semnal aici. Acum, anul ăsta este, că acum stau pe Zoom, e super. În Austria e bine, trăim bine, dar în România e fain. Vă propunem azi să aflați o poveste cu multe plecări, dar cu tot la fel de multe întoarceri din și în România. O familie de oameni călători, mânați de problemele de acasă către lumea largă. O parte din familie s-a întors în țară, alta este răspândită încă prin alte colțuri de lume. Fiecare dintre cei plecați a strâns în bagajul vieții experiențe, trăiri, prieteni și mai ales dorința de a face în țară ce au văzut prin străinătățurile prin care au colindat. Acasă rămâne întotdeauna mama, care duce dorul. Fiind obișnuită cu casa plină, chiar îmi cade greu. Când au început să plece, câte unul așa pe rând, ceilalți spuneau, oh, ce urât! Asta era reacția noastră. Ne-am obișnuit. Și dacă nu ne-a căzut bine, da. Asta ne face să ne simțim foarte bine, tehnologia, dar când nu era, în urmă cu ani de zile, atunci, da, atunci era mult mai urât. Asta ne face să știm în orice moment ce se întâmplă cu ei și asta ne ușurează situația. Mai întâi a plecat tatăl familiei la lucru în Austria, Germania și Spania. Apoi a urmat băiatul cel mare, care a plecat să muncească imediat după ce a dat examenul de bacalaureat. Era olimpic, avea un loc asigurat la facultate în Cluj, dar avea nevoie de bani ca să se întrețină. Așa că a plecat să muncească în Qatar. Dar nu a fost prima ieșire în lume. Știam că lui place mult să călătorească încă din generală. Făcea multe ieșiri. Și atunci știam că se descurcă, de exemplu, el a încercat să dea la liceu militar în clasa, la sfârșitul clasei a 8-a. Și a plecat singur la examen. Eu eram cu cei mai mici, soțul era plecat în străinătate și pur și simplu nu a avut cine să-l însoțească. Și atunci, dacă el în câmpul lung la examen a plecat singur la 14 ani, pe urmă, nu m-am mai stresat ieșirile lui la o vârstă mai mare. Avem încredere în el. Provin dintr-o familie modestă și mai am 6 frați mai mici. Nici nu se punea problema să mă ajute părinții cu mersul la facultate și așa. Și atunci știam clar că nu am altă opțiune. Și am tot timpul când am ghinion, am și noroc, sau să zicem așa ghinion. Aveam un prieten și am un prieten care lucra în Qatar. Qatar în Emirate, într-un aeroport și aveam biletul pregătit. Deci vineri am dat ultima probă la BAC și eu sâmbătă am plecat din țară. Rezultatele le-am aflat deja acolo. A fost prima experiență când am plecat din țară și am stat un an și 4 luni. Am lucrat într-un aeroport, la început am făcut de toate, că nu știam practic nimic, eram proaspăt ieșit din liceu și am absolvit silvicultură, deci vă dați seama ce legătură avea, că ea nu prea aveau pădure acolo, nici acum n-au. Și până la urmă m-am specializat pe partea de electrică. Deci am ajuns să lucrez ca și electrician. Am avut de la 2 indieni ca și ajutor până la 15 nepaleși. Am lucrat cu oameni de acolo, un șantier imens, 30.000 de muncitori, cel mai mare aeroport din Middle East, din zona Mijlociu. Asta, din Orientul Mijlociu și era nebunie, deci peste 50 de naționalități. Adică, practic, atunci am avut prima dată un șoc cultural, pe lângă că eram într-o țară musulmană și în fiecare zi vedeam, v-am spus, oameni dintr-o grămadă de localități, de țări. Când am făcut filmarea pentru acest episod, fratele din Austria venise pentru o scurtă vacanță cu toată familia să planteze pomi sus pe deal, ca din ei să culeagă fructe cândva spre bătrânețe sau poate mai devreme, când va avea curaj să se întoarcă definitiv în țară. M-am căsătorit cu soția mea în 2014 și am zis că mergem în Austria în concediu, să spun așa.
Eu n-am mai lucrat aici, în România. Eram chiar după ce am terminat liceul. Și după nuntă am mers cumva în luna de miere în Austria, la niște neamuri ale surorii, ale soției mele, care sunt acolo de mai mulți ani, de vreo 10 ani. Și am început să îi ajutăm la o casă, să avem grijă de copii. Acolo cum am foarte multă nevoie de ajutor, familii care au copii sau așa. Depind foarte mult de, să zic, de familia largă, familia mărită. Și atunci noi am ajutat la început, să eu lucram la casă, să construiască casa, soția avea grijă de copii. Și la un moment dat zice, auzi, dar nu vrei să lucri? Noi eram pregătiți să stăm o lună sau două luni sau așa, nu vrei să lucrezi ceva? Ba, ar fi interesant, poate fac și eu un ban în plus. Și de atunci a rămas, s-au trecut 7 ani. Am lucrat într-o fabrică, 2 ani, după care m-am mutat în altă fabrică și deja am 4 ani, merg pe 5 ani. S-a format o legătură că lucrez într-o fabrică de motociclete și poate sunt un pic pasionat din cauza bunicilor mei din Năsăud. Bunicii mei au avut amândoi motociclete și categoria A sau așa. Și când am ajuns în fabrica asta de motociclete, mi-a plăcut destul de mult. Și chiar am vrut să avansez, cum să spun așa, să învăț cât mai multe despre motociclete. După aia au venit copii și ne-am hotărât să rămânem așa. Dar cumva, na, tot am vrea să ne întoarcem acasă. Eu vreau mai mult. Conceptul vestic de work and travel, adică să muncești în deplasare, l-a ajutat pe fratele mai mare să descopere lumea, să înțeleagă viața mai pe repede înainte, spre deosebire de colegii sau prietenii care rămâneau în țară, dar și să își găsească soția la rândul ei cu experiență de viață în străinătate. Tatăl meu a plecat prin 2001, cred că în Spania, și după aceea, după 2 ani, ne-a sunat într-o zi, eu aveam 12 ani, fratele meu avea 16 ani și ne-a întrebat, vreți să veniți și voi? Și noi așa, foarte hotărâți, am zis, da, și ne-am dus. Și a fost foarte interesantă experiența. La început, mai ales, bine, a fost destul de dificilă perioada aia de adaptare de o lună, două, când nu știai unde ai căzut. Dar a fost foarte interesant și eu cred că pe mine m-a ajutat foarte mult să mă dezvolt din foarte multe puncte de vedere și să mă adaptez mult mai repede la orice mediu. Pentru că am fost pusă într-o clasă normală de copii spanioli, aveam niște ore de sprijin de limbă și cam atât. În rest, am intrat în clasă și mă întrebau colegii, ¿quieres una hoja? Vrei o foaie? Și eram, a? Ce vrei să zici cu asta? Și da, a fost interesant. Pentru mine a fost o experiență extraordinară și faptul că vorbesc o altă limbă, pot să mă informez oricând în limba aia și în ziua de astăzi, acum citesc cărți în limba spaniolă și îmi place foarte mult, am făcut facultate de litere ulterior. Eu am insistat foarte mult să mă întorc, pentru că de fiecare dată când veneam în România aveam o experiență super faină cu prietenii mei și am crezut că tot timpul e așa în România. Și am venit. Și parcă mai greu a fost adaptarea aici decât în Spania. Mi se părea foarte plictisitor la școală, adică nu mă stimula deloc din punct de vedere intelectual. Din păcate, din nou, mă așteptam la altceva, dar nu-mi pare rău că am venit. Așa l-am cunoscut și pe soțul meu. Dacă rămâneam în Spania, probabil nu ne cunoșteam. Dar, experiența din Spania, per total, a fost una foarte bună și sistemul lor educațional e destul de bine pus la punct și cumva încurajează un pic mai mult gândirea critică decât școala din România. Practic am aplicat la facultate și când eram în Qatar, că nu știam sigur dacă o să rămân sau nu, dar după aceea am rămas și am venit a doua vară, practic după 1 an și 4 luni, am venit înainte să înceapă facultatea, fiindcă făceam bani destul de mulți acolo, mai ales plecând de la liceu fără venituri și așa, direct la salariu destul de bun, câteva mii de dolari era pentru România în 2011, practic familia mea și prietenii nu înțelegeau de ce vreau să mă întorc acasă, dar eu ce mi-am dat seama e că dacă la 19 ani cu cunoștințele pe care le aveam și engleza pe care o vorbeam atunci am reușit să fac atâția bani din ceva ce nu neapărat îmi făcea plăcere sau așa, mi-am dat seama că zic, mă, sigur o să mai fac bani și altfel, dacă acum în condiții.
tot timpul o să mă pot să mă întorc aici. Deci cumva de la nivelul ăsta plec, cam așa m-am gândit și atunci am venit, m-am întors acasă. Și înainte să încep facultatea, m-am întors la sfârșitul august, am plecat o lună jumate în Europa cu autostopul, am văzut un film și mi-a plăcut foarte mult și am zis ok, hai să încerc și eu. Aveam bani, deci atunci chiar aveam bani, dar am vrut să folosesc metoda asta de transport și m-am dus până în vamă, m-a lăsat sora mea în vamă și de acolo am plecat. Nu știam exact unde să mă duc, dar vreau să ajung în Italia, că aveam un prieten acolo. După primul an școlar am plecat în America prima dată cu programul Work and Travel și atunci am plecat împreună cu soția mea, care atunci era iubita mea, și iarăși ne-am dus în Montana, în statul Montana, într-un parc național foarte incredibil, adică atunci am văzut ce înseamnă natura. Noi, nu știu, deci Glacier National Park e cam ca Yellowstone-ul, dar mult mai sălbatic, să zicem așa. Și am locuit acolo 4 luni, în parcul național, am lucrat la un hotel, restaurant și a fost o experiență foarte faină, fiindcă am văzut cum se face turismul la nivel industrial, adică efectiv era o industrie, nu altceva, adică nu mai văzusem așa ceva până atunci. După ce am fost în America, am venit acasă, a fost un șoc cultural și când ne-am dus și când ne-am întors, reverse, așa, un șoc cultural la întoarcere, fiindcă americanii au tot mare, și mașinile, și drumurile, și casele, și tot e mare. Deci când am venit de la Cluj acasă, deci efectiv nu venea să cred că nu faci accident, nu se întâmplă sute de accidente zilnic. A fost foarte interesant. Imediat am plecat, adică după câteva luni am plecat în Ucraina cu un program de voluntariat. Am stat 2 luni la Bucovel ca și instructor de schi pentru începători, cu o organizație de studenți ISEC, care cu asta se ocupă, fac schimburi de studenți. După aceea, în vară am plecat în Thailanda. Inițial plecasem către Malaezia, dar am ajuns în Thailanda, ca așa s-o numeri cu programul și cu programul de voluntariat. Acolo am predat engleză la copii. Am stat aproape 6 luni. După ce am terminat facultatea cu încă câțiva prieteni, am fost 12, ne-am închiriat o casă pe perioada de iarnă și ne-am mutat în Spania. Acolo ne-am făcut așa un proiect, l-am numit The After College Project. Practic să vedem, să ne dăm seama ce să facem cu viața noastră, că așa ne-a fost motto-ul și povestea, că o să fie ultimul concediu de 4 luni din viața noastră dacă nu alegem bine ce facem cu viața noastră, și îi amuzam că până acum nu ne-am mai permis încă o vacanță de 4 luni, dar sperăm că o să repetăm. Au plecat de foarte tineri în străinătate. În cele mai multe cazuri nu știau prea bine limba țării în care au ajuns să trăiască o perioadă de timp, dar dorința de a reuși i-a ajutat să se adapteze relativ repede. M-am adaptat destul de repede, dar asta cred că e pentru că am plecat la o vârstă așa de mică, așa de tânără în Spania și am fost nevoită acolo să mă adaptez și după aceea pentru mine orice mutare, oriunde am fost, eu m-am simțit ok. Dar, nu știu, eu de exemplu sunt mai introvertită, eu petrec foarte mult timp cu mine în capul meu, eu sunt ok oriunde. Poate e mai dificil pentru persoanele alea care au nevoie tot timpul să fie înconjurate de alte persoane. Deși am prieteni, dar vreau să zic că n-am nevoie de foarte mulți prieteni oriunde m-aș duce. Și câțiva prieteni tot îți faci cu care să te înțelegi. Eu încă păstrez legătura cu câțiva prieteni din Spania. Nu mă simt străin, mai ales că avem familie. Eu și creștin, să zic practicant, merg la biserică. Este o comunitate destul de mare de români în zona aia. Deci, noi ne spunem acolo familie, suntem o biserică destul de mare și nu ducem lipsă de români sau de comunitate. Ne-am obișnuit acolo, dar oricât de bune condiții sau așa, parcă tot ceva ne cheamă acasă, cum s-ar zice. Eu nu sunt pregătit să fac pasul ăsta sau să vin în România de tot, că deja am și copii. Băiețelul cel mare trebuie să înceapă școala din toamnă. Și deja suntem cum ar veni cam acolo. Aici e acasă, că de fapt de asta și eu m-am întors la 16 ani, că simțeam chestia că sunt acasă.
nu știu, un sentiment pe care nu pot neapărat să-l descriu. Oricât de bine te-ai simți în alt loc în lume și foarte fain să explorezi lumea asta, cel puțin din punctul meu de vedere, te ajută foarte mult să crești ca persoană dacă ești atent la experiența pe care ai, nu dacă te duci la un resort de 5 stele și stai acolo și te bronzezi ca o sardină. Bine, nu zic, poate unii se bucură și de experiența asta, dar tot, cum v-am zis, înveți foarte multe dintr-o călătorie, dar tot ai, nici nu știu cum să zic în română, longing-ul ăla, dorința aia de a te întoarce acolo, în locul ăla de unde ești tu. În Austria e bine, trăim bine, dar în România e fain. Cumva așa am minimalizat totul. În Austria ești un pic mai liniștit, cel puțin nu e nevoie să lucru foarte mult extra, lucru 8 ore, restul timpului pentru familie sau așa. Am impresia că și cred că în România aș fi un pic mai stresat și n-aș avea timp de familie atât cât aș vrea eu să am. Îmi place să fiu gospodar, să lucrez stânga-dreapta, să lucrez în grădină, să ajut mai mulți oameni sau mai multe părți, dar îmi ocupă timpul. Și în Austria am asta, am liniște, cum s-ar zice. Și n-am stresul ăsta a zilei de mâine și care mă face să lucrez mai mult, să lucrez toată ziua și să n-am timp pentru familie. Viața prin străinătățurile îndepărtate i-a șlefuit, i-a format, i-a făcut să înțeleagă ce vor să facă cu timpul lor și mai ales să găsească soluții pentru a trăi frumos și în armonie cu visele lor acasă, în România. Diploma obținută la Școala Vieții departe de țară are o valoare mult mai mare uneori decât titlurile obținute în țară pe modelul copy-paste. M-am învățat să fiu mai independentă, să fiu mai responsabilă, să pot să-mi asum responsabilitatea pentru acțiunile mele, pentru gândurile mele, să fiu mai deschisă, să am curaj să vorbesc cu oamenii, să-mi împărtășesc și eu gândurile și nu știu, pur și simplu să mă bucur așa de viață, mai mult, de orice experiență. Eu și când vin aici și stau și mă uit la pădure, mă bucur. În 2017, după ce am terminat cu munca în America, am plecat cu încă 3 prieteni și cu iubita mea, care acum e soția mea. Am fost în America de Sud și am fost de la graniță cu Bolivia, în Peru, până în Mexic, cu rucsacul în spate și... Și acolo, iarăși, adică, cum să zic, vezi zone foarte frumoase, vezi cum se face iarăși turism, că Peru e o destinație foarte, foarte faină și foarte vizitată și înțelegi că, de fapt, nu neapărat că au ei ceva special, bine că sunt, normal, fiecare loc are unicitățile lui, dar practic contează foarte mult cum se organizează lumea și cât de bine știu să atragă și să aibă grijă, să le ofere turiștilor o experiență inedită, că practic asta cauți, ineditul. Cumva după ce tot ai atâtea termene de comparație, îți dai seama ce ai acasă și poate că de aia nici nu am ales să plec definitiv niciodată, adică tot timpul m-am întors acasă. Da, consider că da. De exemplu, în ăștia 7 ani când am plecat eu, au mai plecat poate mii sau sute de mii de oameni, dacă nu chiar milioane de români. Și ceea ce consider că e o risipă, o pierdere, nu risipă, e o pierdere destul de mare pentru România. Și la fel ca și mine, cu siguranță și alți români acolo au acumulat și au făcut, să zic, noi descoperiri, au acumulat noi experiențe care ar fi benefice și de folos pentru România, să zic așa. Din nevoie, practic, am plecat din țara asta și asta se întâmplă la milioane de români. M-a ajutat foarte mult și cred că asta trebuie să fiu mulțumitor pentru treaba asta, că am învățat foarte multe lucruri și am văzut că se poate. Deci dacă e ceva, vezi că se poate. Deci când să vezi, de exemplu, în Peru, că plătești o grămadă de bani să locuiești într-o casă de-a lor tradițională, de chirpici, cum ar veni la noi, sau așa, și dai o grămadă de bani, sau să vezi, să mergi tu să mulci vaca și să plătești bani pentru asta, sau chestii de genul ăsta, inedite cumva. De, bine, mie nu mi se părea un mare lucru, dar îi vedeam pe australian sau pe nemț sau pe american cum reacționează și ce rapid plătesc. Cum să zic, am zis, și la noi se poate și practic ce se întâmplă, unul dintre subobiectivele mele, pe lângă că vrem să avem un loc frumos aici,
îi să introducem România și Transilvania, zona noastră. Mie mi-e foarte dragă țara Năsăudului și practic în direcția asta vrem să ne ducem, să transformăm țara Năsăudului într-un loc vizitat de backpackers. Deci ăștia călătorii cu rucsacul în spate, care nu cheltuie foarte mulți bani pe transport sau pe cazare, în schimb investesc foarte mult în experiențe. Egal că, nu știu, îl prim cu calul, îl duci la curez de ciuperci sau de trufe, sau faci must cu ei, țuică sau chestii de genul ăsta, experiențe autentice. Pandemia ne-a impus tuturor să rămânem în case. Iubitorii de natură, cei tineri și-au cumpărat o bucată de deal cu o căsuță bătrânească și cu multe povești de spus. Locul este unul care adună prieteni, familie și necunoscuți dornici să descopere țara Năsăudului. România pare mai frumoasă și mai ofertantă când tinerii care, după ce au colindat lumea, se întorc acasă și știu ce au de făcut. Cu soția mea am avut câțiva bani puși deoparte și am zis, ne ducem pe iarnă, ne ducem în Bali. Și când a început pandemia, am stat acasă la socrii mei și două luni, când a fost prima perioadă de lockdown, m-am apucat prin grădină să fac dietete, că efectiv nu mai n-am stare, sunt destul de activ și mi-a fost foarte greu. Și imediat ce, deci în 16 martie a început pandemia, la sfârșitul, într-o lună am găsit, dar întâmplător am găsit terenul ăsta. Și la cum am văzut că e situația și că urmează să se întâmple lucruri, am zis ok, bun, nu că trebuie să ne legăm, să ne punem niște rădăcini, dar dacă tot suntem obligați să stăm acasă, ar fi super fain să ne găsim un loc unde să avem ca o bază, să zicem, uite, aici suntem noi, de aici plecăm oriunde. Și cam așa am ajuns aici. Noi nu am vrut să avem un loc numai pentru noi. Adică e fain să ai un loc unde să poți să vină toată lumea, să aibă toată lumea loc, să se simtă bine. Și acum, practic, ce mi-am dat seama că la o suprafață așa de mare, pe lângă că ai nevoie de investiții foarte mari, singur ar trebui să te ocupi full time numai de asta, adică tot programul tău. Și acum, cum lucrez și așa, e destul de complicat, plus că de ce să mă ocup singur de treaba asta? O să dureze mai mulți ani până ce ajung la o formă care cât de cât să fiu mulțumit și după aceea oricum o să-mi chem prietenii. Păi atunci mai simplu mă gândesc că din 5 hectare jumate, 2 hectare le împarc cu încă 2-3 prieteni și după aceea efectiv o să devină niște micro-influencer și ei, o să aducă și alți oameni și practic exact cum am spus, ne pregătim de pensie, așa, trebuie să ne pregătim de pe acum, să plantăm copaci, să ne facem locuri de cazare. Și de asta v-am spus, locul ăsta nu e numai pentru mine. Deci aici am avut eu ideea și am avut eu curaj să spunem așa, bine, împreună cu soția mea, bineînțeles, dar locul e, în primul rând, să avem noi și copiii noștri și familia, dar să setez și un exemplu. Și oricine care ne cunoaște și vrea să aibă parte de experiența asta, să poată să aibă.